Casa pe care am închiriat-o. Așa arată camera. Au venit nepoței și ne-au trezit. Am ajuns! Cât ți-a prins? Locul unde stăm are și piscină și jacuzzi. Am găsit o foto. Ne luăm la revedere. Aici este casa pe care am închiriat-o pentru weekend. Este foarte faină. Aici este la intrare. Avem o masă de picnic cu umbrelă. Aici avem scaune, grătar. E bun? Super! Timotei se duce la mașină ca să aducă bagajele. Cât eu o să vă fac un pic turul casei. Aici este living-ul. Îmi place foarte mult stilul acesta de living, așa aerisit și cu culori neutre. Avem canapelele. Aici este și un tablou foarte frumos. Îmi place stilul acesta așa mai abstract. Aici avem o lampă. Aici avem o masă. Aici o să fie dining-ul. Foarte mare. Cred că o să avem loc toți. Acolo avem un televizor mare. Să aprind un pic becurile. Cred că le-am aprins doar pe jumătate. Dar da, aici este bucătăria. Să văd dacă am... Da, avem și becuri de la bucătărie. Îmi place foarte mult că este spațioasă. Să văd dacă avem mașină de spălat vase. Eu la caravană... Da, avem. Eu la caravană spăl vase tot timpul, așa că vreau să iau o pauză, cel puțin weekendul acesta, pentru că noi ne-am făcut planuri și să gătim acasă. Deci aceasta este bucătăria, îmi place foarte mult stilul acesta de bucătărie. Este așa farmhouse, este super fain. Acolo avem câteva cumpărături, aici avem un ceas. Aici este o ușă care cred că are lucruri de curățenie, da. Ca să avem grijă de casă. Aceasta este ușa de la primul dormitor de jos. Are un dulap foarte drăguț. Ia să vedem. Aici este patul. Are și televizor în cameră. Foarte interesant. De obicei, aceste case în Anglia nu au și în cameră televizor. Aici văd că este un pătuț din acesta pentru copii. Ce drăguț că ni l-a lăsat. Aici este tot așa un dulap cu această vază cu floricele. Foarte faină. Văd că aici au și o oglindă. Sunt atât de obosită. Iar această cameră văd că are și baie proprie. Este un ensuite, este foarte faină și cât de mare este. Wow! Este curată, bine îngrijită. Deci acesta este dormitorul de jos și trebuie să mai avem încă două dormitoare. Văd că Timotei aduce aici cumpărăturile. Voiam să vă arăt că mi-am găsit bujori. Bujori albi de la Aldi. Miros extraordinar. Abia aștept să-i pun la caravană în apă. Și acum haideți să mergem și sus. Aici este ușa care duce sus. Și este un tablou foarte interesant. Chiar este foarte drăguț. Aici mai avem o ușă care duce direct afară. Și acum să mergem la camerele de sus. Cum ajungem sus pe hol? Aici în față avem o baie enormă. Este super, super mare. Și are și duș. Vai, dar ce faină este baia aceasta pentru că este atât de luminată. Iar acum o să mergem în următoarea cameră. O să las ultima cameră, a treia cameră, pentru că este preferata mea și noi cred că o să o luăm pe aceea. Aici este camera.
Să văd dacă pot să aprind becul, să fie așa mai luminos. Deci așa arată camera de sus. Sunt două paturi pe o parte. Văd că și ei au televizor în cameră. Cred că este așa ceva mai diferit la această casă. Iar aici mai avem încă două paturi. Deci avem patru paturi sus. Wow, dar ce faină e casa aceasta! Sus avem o grindă așa expusă din lemn. Foarte frumos. Aici avem un dulap din acesta. Îmi place foarte mult stilul acesta. Ups, sper să nu stric nimic. Avem și așa plante, iar aici avem un șezlong. Este atât de interesant și de drăguț. Acesta este și view-ul de afară. Mai sunt cam 7 sau 8 căsuțe din câte am numărat eu în stilul acesta pe aici, pe lângă căsuța noastră. Este ca un fel de complex. Și da, aceasta este camera de sus. Acolo văd că au și tot așa un fel de tablou. Este foarte cozy, foarte, foarte primitoare căsuța aceasta. Îmi place tare mult. Iar acum o să merg în camera de aici din față. Să aprind becul. Timotei cred că s-a dus la duș. Așa arată camera. Aceasta este camera mea preferată din toată casa, dar să vă arăt de ce. Ta-da! Are și măsuță. Este atât de fain. Văd că Timotei și-a scos pe aici bagajul, deci cred că asta chiar o să fie camera noastră. Și da, și noi avem televizor în cameră, foarte interesant. Aici avem patul cu noptierele. Aceste noptiere sunt în stilul dulapului mare de acolo, din cealaltă cameră. Dar văd că avem și noi un dulap mic care seamănă cu noptierele. Aici avem o vază foarte faină. Sunt foarte interesante aceste, nici nu știu cum să le numesc, flori artificiale. Aici avem cealaltă noptieră, prosoapele. Așa arată și patul. Acolo pe perete avem și noi un tablou. Este foarte interesant. Este foarte fain. Și da, văd că aici avem un fel de dulap pe care să ne punem hainele. Foarte, foarte ingenios acest dulap. Așa, mai mult un fel de bară. Și da, cam acesta este turul casei. Vom sta aici 3 nopți. Este la doar 10 minute. De fapt, nici 10 minute de locul unde stăm noi la caravană. Dar am zis să luăm ca să stăm cu toții împreună. O să merg jos la bucătărie ca să pun în frigider toate alimentele pe care le-am cumpărat, pentru că nu vreau să se strice. Iar Timotei cred că este sus pentru că vrea să facă un duș. Cred că deja a intrat în duș. Aici avem frigiderul. Numai bine mă apuc să pun toate cumpărăturile la locul lor. Două iepurași drăgălași. Ce mănâncă, iarbă? Mhm. Oh, dar ce scumpi sunt! Mai frumoasule, unde-i dus? Ăsta stă acolo, la umbră. Stai că nu mai-l văd. Aici, uite, la umbră. Aici, opăile, unde ești? Ia să-i văd. Aici. Ce drăgălați sunt! Măi, frumoasule, măi! Uite! Uite! Am cuva! Uite, e cuva acolo! Unde la grădiniță? Așa! Am mult. La un ai plâns? Da.
Am plâns. A plâns că mi-a făcut buba. Da. A curs sânge? Mult? Hai că la tușii. Stai așa. Ce coleu? Spider? Mama, baby! A baby spider? Oh, nu! Au venit nepoței și ne-au trezit. Sophie! De ce m-ai trezit așa de vreme? Pentru că nu puteam să respir. Ah, iubita! Și și-a adus aici cărțile ca să joace cu unchiul Timotei 1. Iar Leo caută paianjeni. Ce cauți acolo? Nu știi. Nu știi? Caută spider. Ai găsit spider? Wow, fly! Ai găsit o muscă? Da, eu nu vreau. Ah, nu e muscă. E o insectă. Insectă, da? No. Ui, mare? Nu. Ai mică? It's a baby. E un bebeluș? Hai să vedem aici cine câștigă. Nu a murit. Nu a murit? Da, uite-te acolo la ea. Sophie niciodată nu pleacă fără ceva cu stici. Și a primit cadou și acest stitch de la bunica ei din România și îl cară peste tot cu ea. Hai, Sophie! Cine o să câștige? Eu! Hai să vedem dacă știi să ți joci. Nu știu ce zic, Sophie. Hai, tu! Ești prima. Ce-ai mai găsit acolo, măi? Ce-ai mai găsit acolo? Pangen! Asta cât e luat? Cât e luat? Ei! Eu luam mai mult de pangen! Pangen! A baby! Am numărat bine! Tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Ce? Am husa de la ochelari acolo? Da, e la mine. De fapt, hai să-mi iau și eu husa de la ochelari. Iau. Ca să-mi protejez ochelarii. Am primit acești ochelari cadou zilele acestea și nu vreau să îi zgâri pentru că sunt foarte scumpi. Poți să închizi mașina. Deci, ce ziceam? Bine v-am regăsit la un nou vlog, pentru că nu știu dacă am făcut un intro. Astăzi este sâmbătă și noi am venit la plajă. Bate un pic vântul, dar sperăm că o să se facă vremea mai frumoasă. Suntem aici cu toată lumea. Timotei are scaunul. Ia uitați, toată trupa noastră aici. Este Lidia, bagajul. Plătim parcarea și după o să mergem pe plajă. Ce faci, Sophie? Ce stai așa? Îmi place costumul tău de baie. Ce faci, Ethan? Mergem la plajă și la ocean. Da? Bine, acum. Îți place vântul? Așa, dar ce frumos te-ai îmbrăcat! Așa o să intri în apă? Tu, dar ăsta venea în spate. Da?
Hai, Leo, hai! A mai rămas Lidia cu Sammy și Ethan. Hai, Sophie! În față! În față, Sophie, ai sus! Urcăm! Uite frumoasă ipoteca asta! Îți place, Sophie? Am ajuns! Wow, Leo, îți place? La nisip! Wow! Oceanu! Am venit și noi ca fete să ne luăm cappuccino. Și Livia pune zahărul. Și că sunt persoanele care beau cafea cu zahăr încă sunt tinere. Eu beau fără, deci nu mai sunt tânără. Și l-avem și pe Isaia, care este puțin bolnovior. Isi, ce vezi tu acolo? Te-ai bronzat? Oh, ai răcit un pic, iubitul. Și pe Sofiu avem aici. Tu o să guși de la mama un pic, Sophie, da? A început doar, ne-am băgat aici în cort. În cortul pentru copii. Plouă afară. Sofie, dă-ți eu celor frumos așa de aici. Vă rog, haide! Și Livia unde? Livia sărea, Livia e și tu. Așa este în Anglia. Deci weekendul perfect. E plouă. Ia uite cât s-a intrat aici. Stai de cu iepuri. Să bagă și Livia, nu? Mai, mai. What are you doing here? Ethan, what are you doing? You playing in the sun? Wow! This is so cool! Ce-ai făcut? Ai mai scăpat? Am mai scăpat, da. Cât ți-a prins? Out. Wow! 2, 4, 5, 8. Super! Tu cât ți-ai prins? Eu am prins 5. 5? Din 8. Bravo! Și am mai scăpat 2. Serios? Ați făcut o treabă extraordinară. Ai cu un pic grătar. Avem ce mânca în seara asta.
avatarul nostru. Cât mai ai? 1, 2, 3, 4. Oho! Succes! Sami doarme, tata ai plecat la jacuzzi. Leo. Fine dining. Eu, chiar te filmez, Johnny, ia zi. Pare când facem burgeri. Da, 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 să filmăm și înainte. Mai copii, nu atingeți nimic. Deci dacă atingeți, nu mai aveți voie să mâncați. Da, mai nu folie, nu te lasă. Degețelul usuros. Degețelul usuros. Deci maionez cu usturoi, bun. Așa, un burger. Da, mă, ia pune un burger. Puteți iau ăsta, ia pe ăsta, cu tot cu prea. Așa. Locul unde stăm are și piscină și jacuzzi. Ne-am adus prosoapele și aici este piscina. Piscina este încălzită. Timotei o să ne ajute ca să scoatem aici această prelată. Vai, abia aștept să intru în piscină, mai ales că este așa caldă. Iar aici este jacuzziul. Ia să vedem. Wow, ce fain! Fierbinte. E fierbinte? Super! Vai, dar ce fain! Abia aștept să intru în apă. It's like one of those stuff, you know? Yep. You need to learn me. I know three words. It's the dumb things. Yeah. Well, maybe if I just take it as this and you guess that, surely that's personal. Yeah. I mean. Ora 3, noaptea și noi jucăm 1. Ia să vedem cine e câștigător aici. 50, 60, cred că Iulia a câștigat, nu? Nu cred că au mult. Da, nu, cred că tu ai avut cele mai puține. 3. Hai, vedem. Măcar sunt pierd. Lidia? 61. Good job. You see, I'm not the first loser. Number one. Good job, Deva. Lydia. 11. Oh, you got it as well. Nice. We both suck. Yeah. Razzo? Yeah. Everyone should love us because we actually finished the game. Tu? 17. Asta va rupus-o. I'm on third place. Iulia, Lydia, me. Congratulations. Are you first? Yeah. She was lucky. Yeah. Lucky. He sounds crabby. This is a super meat power delivery pizza match. Yes. Hai, până-n coa. Yeah. Isi, până-n coa. Hai la tușii.
Hai, Tușii! Hai! Isaia! Isaia! Am venit la Morrison ca să cumpărăm colac și o minge pentru volei de plajă și acum o să mergem acasă pentru că o să stăm la piscină și numai bine copiii o să aibă cu ce să se distreze și ei. A, și ce ți-ai luat? Wow! Ce sunt ăștia, rechi? Da! Vai, dar ce fioroși palmi! Wow! O să ne împușcăm cu apă, da? Îl împuși pe Timotei. Le-am luat și un joc să se joace, să arunce de îndemânare. Ah, ce da. Interesant! Am dat 5 lire. Bravo! Le-au și acasă. O să iei tu așa, mă duc și la un trus pantă de aia de apă special. Da. Hai că le iau eu. Eu nu știu balonul, uite. Am putat cât avem aici. Ia să vedem cum se distrează aici. Sabe, tu știi să noți? Wow! Sophie, dar ce tare ești! Bravo! Ia uite așa am adus. Am adus și o minge de volei, de plajă. Bravo! Faci Timotei! De ce ne împuși de acolo? Nu! Băi, mititelul! Ia zi, măi! Ce faci așa acolo? Îți place la jacuzzi? Wow! Bravo! Uh-huh! Wow! Foarte fain! Ești gata să mergem în oraș? Ca să mâncăm? Îți este foame? Ce foame, Sophie? Da! Și mie mi-e foame! Loc! Wow, so! Bravo, Sophie! Am venit în față ca să vă explic așa un pic ce am mai făcut astăzi. Cam toată ziua am stat la piscină, am fost și am făcut câteva cumpărături pentru copii ca să aibă colac, pentru că s-au jucat în piscină. Ne-am jucat și noi în piscină, am avut și o minge de volei, am jucat și volei un pic. Și da, cam toată ziua am petrecut-o la piscină, a fost foarte fain. Și la jacuzzi. Chiar după ne-am dus înapoi la casă și ne-am pregătit, suntem toți gata ca să mergem. Cred că o să mergem în UK, cel mai apropiat oraș de noi, pentru că are și ieșire la ocean și acolo cred că o să mâncăm pizza. De fapt, nu știu sigur, dar cred că o să mergem undeva pe plajă. Hai, Sophie! Și da, cam acesta este planul pe astăzi, să mergem la plajă și să mâncăm. Am ajuns la restaurant. Ha 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 ha
să vezi. Și am am venit să ne plimbăm și am găsit o foc aici. Avea și capul scos, dar acum cred că se odihnește. Să vă arăt un pic și zona. Este foarte faină. Aici avem și o plajă mică. Ia zi, Isi, îți place aici? Ai văzut foca? Ai văzut foca? Ai văzut să fie foca? Da. Ți-a plăcut? Nu. Nu ți-a plăcut să vezi? Și acum ne luăm la revedere. Pa, iubitul! Pa! Dă mânuța! Pa, iubitul! Pa, Ethan! Pa!